Leașcă. El e cel care a urcat în flancul drept. Pleașcă într-o poziție bună de centrare. Aici pe Roman. Roman caută poziția de șut. Îi pasează lui Eric. Șut pe colțul scurt. A mai înscris o dată împotriva CFR-ului. Tricoul Pandurilor în septembrie 2013, la ultima partidă de pe acest teren. Poate fi 4-0 și este gol! Gol! Gol Pandurii! Însă nimic nu mai poate opri, nu doar un egal. Sănătatea Cluj. Eric, a fost hand sau nu? Este gol! Este gol pentru Pandurii! 3-0, Eric! Acum iată, punctează și în fața celor de la CFR Cluj. Aici e momentul în care Eric trece de Eneș. Mai puțin de jumătate de oră din această partidă. 2-0 pentru Panduri. Mihai Roman, Roman ratează însă finalizarea. La 22 de ani însă Mihai Roman promite foarte mult. Un atacant masiv de 1,91 m. Mihai Roman, Roman mai departe către acum Eric, caută un culoar de șut. Eric, foarte bună pasa pentru Shalai. Shalai pe cortul scurt. Încă un moment de magie al lui Eric. Arată că are o viziune a jocului specifică marilor jucători brazilieni. Nistor. Eric, o pasă aici către Mihai Roman. Intervenție foarte bună lui Sergio. La Mihai către Eric, Eric spre Mihai Roman, Roman în care Roman se prăbușește. Dor Jeremice primește brazilianul Eric pentru Shalai, preluare însă largă. Eric acum îi trimite lui Viorel Nicol, pasă la firul. Eric cere Momcilovici. Eric trage balonul, este deviat și se duce pe... Eric era într-o poziție bună. Încă o dată Eric centrează, Nedelcearu respinge. Eric șutează, gol! Formidabil! Formidabil! Duhamel n-a respins convingător. Eric n-a avut, a avut o ezitare într-o primă fază, apoi mingea s-a întors la el și șutează perfect. Nu fac nici acum, iată primul contact cu mingea pentru Eric și primul dribling și prima pasă pentru Nistor. Și acum Eric pentru Mihai Răduț. Eric se pregătește să o execute. Nu a găsit niciun coexpier cu precedenta centrare. Acum se duce bine. Gol! Cordoș! Nu conducea către un astfel de rezultat. Cordoș, frumoasă devierea. Foarte lucid Andrei Cordoș aici. Centrare perfectă a lui Eric. Lutea Momcilovici. Elton păstrează balonul și pasează compatriotul său Eric, un dribling subtil în fața lui Mitrea. Continuă Eric, centrare blocată, din nou Eric în plasa laterală, a treia ocazie din ultimele minute pentru Pandurii Târgu. O face sau ce? Să facă Valerica Găman. Se complică și Eric reușește să-i fure mingea. Eric, o pasă foarte bună pentru Nicoară, cere Roman, preluare bună a lui Roman, dar vine Junior Moraes. Ce acțiune a reușit Eric, bună pasa, bună și centrarea lui Nicoară, poate nu era echipa rămas, pur și simplu fără obiectiv. Dar dacă... Răduț, respinge Enache, Eric! Șutul lui Eric scoate fantastic Silviu Lung, execuție magistrală, răspuns pe măsură. Revedem șutul superb al lui Eric. Dar în Jean Goian, balon care era adresat lui Eric. Eric aruncă mingea la 16 metri, Roman treia să cere handshot. Duț, minge în careu, călcuiul Eric Primoz, Momcilovici cu dreptul, pe lângă
cu dreptul. Super și călcâi lui Eric. Este în continuare capabil. Gordoș pentru Eric. Atac care arată bine. Eric preferă zona centrală. Jutul Eric prins de Bălgrădean. E de excepție. Intrarea sa va veni la timp. Nu cred că va mai fi prins de vreun dintre fundașii centrali. Eric încearcă să treacă. Rămâne la minge Eric. Anton trage. Anton boxează. Bălgrădean este Pintinic care Cordoș. Eric încearcă să treacă. Reușește să treacă de Brandan. Eric pentru Pintili. Acolo i-a lipsit Bandurii Târgu Jiu. Un om ce pasă a încercat Eric. Momcilovici lasă mingea să cadă și nu o mai poate ajunge. Dar cred că puțin cam tare. Nu, cred că a fost destul de bună. Dar Momcilovici primul său gol de la revenirea în tricoul Bandurilor. Eric, este gol! Însă nu cred că se mai poate face nimic. Elton s-a luptat și el, ungurușar. Centrare din prima, Eric! Întinde piciorul Momcilovici. A fost bună ideea lui Eric.